În credințele populare se spune că în vinerea neagră se coace cozonacul și pasca, iar ouăle se vopsesc doar în ziua de joi sau de sâmbătă. Legenda spune că în timp ce Isus Hristos era răstignit pe cruce, la picioarele acestuia se afla un coș cu ouă. Acestea au devenit roșii pentru că sângele Mântuitorului s-a scurs pe ele. Vopsitul ouălelor face trimitere la jertfa Mântuitorului. Practicarea vopsirii acestora în culoarea roșie se bazează pe mai multe legende pioase transmise prin viu grai din generație în generație. Una dintre legende vorbește despre faptul că maica domnului, venind să-l plângă pe fiul său răstignit, a așezat sub cruce un coșulesc cu ouă care s-au înroșit de la sângele lui Isus. În unele zone se păstrează regula zilei de joi cu coș de ceapă, unde în curte la aer curat, femeile își așează masa de lucru și pescuiesc cu răbdare oul roșu din cratița folosită doar pentru așa ceva. Pentru ca vopseaua să se prindă bine și să nu lase pete, este necesar ca ouăle să fie spălate înainte de fierbere cu detergent de vase sau săpun. După această operațiune, ele vor fi așezate în oala în care se vor fierbe. Trebuie să alegi o oală potrivită numărului de ouă pe care vrei să le vopsești, deoarece ele vor fi așezate pe un singur nivel în așa fel încât când vor începe să fiarbă să nu se poată mișca, astfel vei evita ciocnirea lor.